Ceremonia de constituire a noului Consiliu Local Deva, dar și în învestire în funcția primarului Lucian Ioan Rus, a fost una elegantă și cu surprize din partea colegilor de partid ai noului edil. Natalia Intotero, ministrul familiei, i-a oferit o cruce, un glob pământesc pentru a pune Deva pe harta lumii, dar și o carte cu un mesaj deosebit. Vreau să îți dăruim această cruce. Credința în Dumnezeu să te călăuzească, să vă călăuzească pe toți consilierii locali pentru binele locuitorilor municipiului Deva. În egală măsură, un glob pământesc, pentru că știu că alături de echipa ta, hai puțin mai aproape, veți putea să puneți Deva pe harta lumii. Ai o experiență vastă în ceea ce înseamnă mediul de afaceri, acolo unde ai fost trimis de Guvernul României, ai reprezentat cu cinste și onoare România și sunt convinsă că vei reuși, alături de oamenii de afaceri din România, să atragi cât mai mulți investitori străini pentru ca tinerii, pentru ca devenii să rămână aici acasă, în Deva, pe care o iubim cu toții foarte mult. Și nu în ultimul rând, o carte. Arta de a fi în continuare responsabil și de a face echipă cu toți colegii tăi pentru a fi un primar extraordinar, cum să conduci. Felicitări încontată, să ai și să aveți un mandat în folosul cetățenilor. Doamne ajută! Lucian Rus a primit cu drag aceste cadouri, iar devenii își pun speranța că acum Deva chiar va fi pusă pe harta lumii, iar lucrurile vor evolua în bine. Deloc.